Istanbul Spor în ofensivă. Prin Sergen, pasă pentru Safet, care intră în careu, șuta lui Safet! Din păcate este 1-0 pentru Istanbul Spor. A marcat jucătorul cu numărul 11, Safet, este 1-0 pentru echipa gază în minutul 15 al partidei. Cel care se bucura în tribună era patronul Istanbul Spor, Cimizan. Iată cum arată tribunele stadionului din Istanbul. O pasă bună pentru Safet. Un șut la postul lung și, din păcate, avansează în jumătatea noastră, încercând să caute un coechipier liber. A lăsat pentru Ouz. Ouz este coordonatorul de joc al acestei echipe din Istanbul. Safet reușește să intre în poziția balonului, intră în combinație cu Sergen, din nou Safet la marginea careului. Năstase, îl blochează Sergen, șut! Este 2-0 pentru Istanbul Spor. Este 2-0 pentru Istanbul Spor. Din păcate, Sergen a marcat golul 2 în minutul 20 al acestei întâlnire. Și piesa în tabăra gazelor s-a declanșat. Păcat, ai noștri au intrat timorați pe teren și nu au reușit să facă față săvălugui advers. Ai noștri... Avem 6 jucători în care l-au advers. Centrare, cap și gol! Nu, incredibil, gol! Gol, până la urmă, Adrian Mutu! 2-1 pentru Istanbul Spor, a marcat Adrian Mutu! Extraordinară fază, bravo, bravo băieților noștri, execuție bună a lui Barbu, balonul a lovit bara, a reușit Negru să retrimită balonul cu capul și din apropiere Adrian Mutu a trimis balonul în plasa porții adverse, 2-1 pentru Istanbul Spor. Felicitări băieților noștri pentru această fază și pentru acest gol înscris de Adrian Mutu și iată-l și pe Gicu Dobrin și Silviu Dumitrescu bucurându-se pentru această reușită a lui Adrian Mutu. Avem 3 fotbaliști în careul advers. O centrare, nu, un șut pe poartă și gol! Gol! Incredibil! Incredibilă execuția lui Jean Barbu! Extraordinară! Extraordinară execuție! Un șut surprinzător care a uluit întreg stadionul. Un șut direct spre poartă. Portarul lui Zdravkov nu-i vine să creadă și a pus mâinile în cap. Șut senzațional al lui Jean Barbu și este 2-2. Asta înseamnă jucător de clasă. Nu s-a așteptat nimeni la o asemenea execuție. Un gol superb. Iată pe băieții noștri revenind în aceste ultime 40 de minute și acum gol la o greșeală a apărării noastre. A scris Mehmed că mai sunt 10 minute din această partidă. Pe stadion a început din nou să cânte muzica. Mehmed duce tabela la 3-2. Pentru mai bine și ceea ce e important, au atacat periculos. Șut acum lui Vintilă și Vintilă greșește. Șut Sergen a respins neinspirat Vintilă și este 4-2 pentru Istanbul Spor. A marcat Hamza Oglu când mai sunt 4-5 minute din această partidă. Ce păcat de acest gol primit de FC Argeș. Ce păcat că am luat gol cu o greșeală a lui Vintilă, foarte sigur, zic eu,